170 de competitori au fost prezenți în acest sfârșit de săptămână la Plopeni, unde a avut loc prima ediție din acest an a Cupei Primăverii de karate tradițional. Sportivii au venit de la mai multe cluburi din Brașov, Craiova, Ploiești și Mizil. Scopul acestei acțiuni este promovarea karate-doului în Plopeni, pentru că în curând, în foarte curând timp, se va deschide prima secție de karate-do la Plopeni. Și copiii din Plopeni vor avea ocazia să practice această frumoasă disciplină. Am venit această cupă să încerc o experiență nouă și să testez capacitățile și lucrurile pe care le-am dobândit la antrenament. Practic karate de 8 ani de zile, am diferite performanțe sportive, îmi place foarte mult ceea ce fac, practic arte marțiale de la 6 ani. Am venit această dimineață la Plopeni pentru a participa la prima ediție a cupei de primăvară și sper să fie o competiție frumoasă. Cei mai buni competitori au fost răsplătiți cu cupe, diplome, dar și diferite premii oferite din partea sponsorilor competiției.